Să continuăm. Suntem în baia de la etaj, unde avem perforațiile acolo, așadar spuneam, pentru instalațiile care vin pe acoperiș, adică panourile solare pentru apă și chitul fotovoltaic. Vom îmbrăca în gips carton și din cauza traselor de sus se va închide oarecum plafonul. Nu o să vreau să admir foarte mult aici grinda. Mai sunt mai ciclu niște trasee. Și aici suntem în holul de la scară. Încă o dată, de acolo de jos o să vină scara fix așa, care efectiv se prinde în pereți, nu? Da. Care e principiul? Zim pe scurt așa. Nu mai e nicio grindă de van sau altă structură complicată pentru scară, ci folosim lemnul reciclat, recuperat de fapt, pe care îl tem la 1,20 și se pune pe niște colțare. Pe niște colțare. Direct pe pereți. V-am arătat camera tehnică, v-am arătat baia și aici este iarăși una dintre camerele cele mai spectaculoase. Este încă un dormitor, birou, o cameră de orice pe care o putem folosi. Însă, dintre toate, s-ar putea să aibă una dintre cele mai frumoase vederi, pentru că vede așa, spre grădină. Cam asta este vederea din camera de sus. La amenajare și aici ne gândim să folosim un divan în partea de jos și toată deschiderea asta o să mă las să văd avioanele când vin la aterizare frumos. Cu nasul laptop? Pentru că plănuiesc să muncesc din ce în ce mai puțin de aici înainte, să las roboții. Și aici se vede structura, sunt 5 straturi de CLT și la peretele ăsta. Este de 10. Și asta are grosime de 10 cm, evident, și asta e sigurul structural. Și cam așa arată acest spațiu. Acolo sus mai avem tot așa o decupare pentru tubulatura de aer, pentru recuperare, iar prin această decupare rotundă se vede din nou livingul, care de aici este uriaș. Absolut uriaș. E uriaș! Am zis că e uriaș. Și cam asta este casa în momentul ăsta ca structură, ca panotare de CLT. Suntem în ziua a 5-a efectivă de lucru. În partea a doua zilei. Partea a doua zilei cu montajul. Joi am avut pauză, azi am terminat la două. Deci 5 zile efective de montaj, la pas, fără să facem herup și avem casa sus cu acoperișul, cu panourile de acoperiș instalate și o parte importantă din grinzi deja instalate deasupra. Dar tu o fugă sus? Da. Hai, fugi tu sus și ia camera, că ia un pic de rău de înălțime și să nu mai ia. Nu poți să ieși pe aici? Că am văzut că e... Pe schelă. Pe schelă, da. Unde vrei să urci? Da, merg pe schelă. Sau pe unde vrei să iei? Nu, prin celălalt geam, că e mai mare și... Hai! Eu să știi că nu vin după tine, te las pe tine. Mergi cu grijă. Cum e să porți bocanci la 37 de grade? Cum e să porți bocanci la 37 de grade? Este foarte bine, sunt bocanci scarpa, sunt bocanci de vară. Aici cum ții, să n-apeși butonul roșu? Nu, no, nicio problemă. Mergem acum pe acoperiș. Baia de vapor e montată. O parte din grinzi sunt montate. Acum ușurel să nu alunecăm. Marea de vapor se vede jos. Grinzile de acoperiș. Și mergem ușor spre coamă. Și asta este casa văzută de sus. Suntem la aproape 10 metri înălțime. O să mai vină două rânduri de termoizolație. Un rând de 20 de cm între grinzile orizontale, care au și rol structural, dar și de distanțieri. Vedeți niște frezaje. Toate grinzile au fost făcute pe CNC în țară. În două zile am avut gata tot ce înseamnă lemn, că le vedeți acolo în stive, pentru restul casei. O să mai vină încă un rând de căpriori peste, pentru a pune al doilea stat de termoizolație, pentru că avem 40 de cm de termoizolație. Prin acoperiș se pierde cea mai multă căldură dintr-o casă și atunci acoperișul trebuie termoizolat generos. Cum? Ne plimbăm un pic pe coamă? E ceva până jos. Să vedem dacă se vede. Vedeți până jos? O să amețești. Oricând întoarcem și mergem pe toată coama.
Aici vine luminatorul mare. Cel care o să dea lumină copăcelului. O să scoatem și șuruburile de agățare în macara. O rolă de scoș pe care trebuie să o recuperăm. Bun. Gata, cobor. Cobor pe aici. Printre grinzi. Nu, încheiem jos. Da. Au și rol structural și sunt și distanțieri pentru termoizolație. Încerc. Ar trebui să vii pe schelă să iei camera. Bine. Stai așa. Să fim siguri că nu o scap. Că pe asta chiar nu vreau să o stric. Pentru că nu prea se găsesc. Mai am încă 27 de zile pentru telefon. A, da, chiar când a trecut doar primele 4 zile. Stai, îți dau o tură și pe schelă? Hai, dă o tură repede pe schelă, că se întorc. Până nu se oprește. Bine. Se încinge camera. Asta este casa văzută de la nivelul 1. Aici e consola care se ține fațada. Terasa de pe sud. Acum mergem înapoi. Ah, încă o vedere în interior, de aici. Bun. Mai registrează? Da, da. Mergi. Hai, dau încă. Mulțumesc, Marius. Hei, cam așa arată turul 360 al casei, cu panourile de CLT montate, inclusiv pe acoperiș. Vă mulțumim că ne urmăriți. Urmărește-ne pe www.buhnici.casa și cu hashtag Casa Buhnici ca să fii la curent cu evoluția șantierului. Indiferent de momentul în care te uiți, acolo adăugăm cele mai noi informații cu bune și cu rele. Deci la revedere în 360. Ne vedem luni din nou pe șantier. Numai bine, ciao!